Bun găsit, Alina, bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem în mijlocul protestului taximetriștilor aici la Timișoara. Peste 400 de șoferi s-au adunat în această parcare din Timișoara pentru a striga nemulțumirile și pentru a-și cere drepturile. Iată, acum voi sta de vorbă cu un șofer de taxi care deja a intrat de mai multe zile în greva foamei. Bună ziua, sunteți în greva foamei. De când nu ați mai mâncat nimic și cum a fost această perioadă? Sunt 6 zile, le-am făcut la București. Plus cea de azi, aseară m-am întors, plus cea de azi, sunt 7 zile. 7 zile. Nu am mâncat nimic, 7 zile, numai apă, cafea, fără zahăr, că nu este voie în greva foamei. Mi s-au făcut 2 perfuzii, alea mă mai țin pe picioare, într-adevăr, își fac efectul. Continuăm. Până când o să cădem pe jos, nu știu. Mai departe chiar nu știu. Autoritățile văd că nu... pur și simplu ne ignoră. Parcă nu am fi cetățenii acestei țări, suntem din altă parte. Cum ați ajuns totuși la această decizie radicală până la urmă? Iată, de 7 zile să nu mâncați nimic. Dacă ne uităm și pe lege, spune că este ultima formă de a protesta. Noi nu vrem să ieșim în stradă să facem scandal, nu ne dorim să încurcăm în trafic, nu dorim să... spargem geamuri, nu dorim, este ultima formă de a te exprima. Alta nu există decât asta, dar ne exprimăm prin ea și se vede că vorbim singuri. Nu a venit un medic să ne întrebe de sănătate. Nu ni s-a dus o sticlă de apă. Da, ni s-a dus de către colegii noștri, un ceai, o cafea, o apă, dar autoritățile nimic. Pur și simplu ne ignoră. Cum vă simțiți? Foarte rău. Foarte rău. Este dureros, umilitor? Foarte umilitor și foarte dureros. În același timp, amândouă. Așadar, doamnelor și domnilor, ați auzit ce a spus un taximetrist care de 7 zile se află în greva foamei. Am vorbit cu aceștia și ne-au spus că protestul continuă până când guvernanții, până când clasa politică le vor da ceea ce cer. Atât deocamdată de aici, Alina, înapoi la tine.